Pentru sănătate pe altă cale, sunt Larisa Banks și astăzi povestim despre miros. Cara Hoover este antropolog, biolog la Universitatea din Alaska și un expert în ale mirosului. Mirosul este simțul care e strâns legat de memorie. Celelalte simțuri fac un popas în talamos care transmite semnalul la creier, dar mirosul se duce direct. La partea din creier responsabilă pentru emoții și amintiri. Practic, mirosul e trimis către creier chiar înainte ca tu să ai timp să-l treci prin filtrul rațiunii. Așa că tu să reacționezi emoțional la un miros care poate că o să-ți aducă aminte de ceva, dacă acel miros e asociat acelui miros sau a unui asimilar. Cei din generația mea, când mirosim portocale, ne duce direct cu gândul la Crăciun. Copiii în ziua de astăzi nu vor asocia niciodată Crăciunul cu mirosul de portocală, pentru că iau portocale la discreție tot timpul anului. Mirosul îl simți mai întâi și apoi te gândești la el. Când te joci cu copiii tăi, asigură-te că pui un difuzor, un aromatizator cu uleiuri esențiale ca mentă, lămâie, portocală, că atunci când copilul va crește, să asocieze acel miros cu timpul minunat pe care l-a petrecut cu tine. Când ești cu soțul tău în oraș, pune pe tine un parfum din ulei esențial natural ca el să asocieze acel miros cu timp de calitate petrecut cu tine. Vrei uleiuri esențiale de calitate și cu grad terapeutic și nu știi de unde să ți le precuri? trimite un e-mail la altacalearongmail.com și îți spun de unde să ți le procure. Știi că mirosurile sunt volatile și că sunt mai active când e cald și umed? Atunci primim o cantitate mare de informații de la mediu și sistemul olfactor. Trebuie să încetinească, pentru că primește prea multe informații e copleșit. Vara, mirosim constituenți naturali, iarna, mai mult chimici. Imaginează-ți că intri într-o casă unde miroase a ceapă. După o vreme, receptorii olfactivi se închid și nu mai transmit informații. De aceea tu nu mai miroși ceapa. Tu ai impresia că mirosul a dispărut. Hai să zic un lucru fascinant. Cercetătorii au descoperit că mirosul de mâncare devine mai puțin apetinsant când ai stomacul plin. Știi că mamiferele pot să miroasă mâncarea în timp ce o mestecă și o mănâncă? Noi ne gândim la miros pe măsură ce inhalăm. Dar există și un alt tip de mirosire, când mestecăm și o parte din aer e împins către nări, apoi în gură. Noi credem că mâncarea gustă bine, când de fapt ar trebui să spunem că mâncarea miroase bine. Dar de fapt, s-ar putea să fie o combinație de gust și miros și savoare. Cei care știu într-adevăr să bea vin, îi vei vedea că îi mestecă vinul pentru a obține o experiență completă de senzații, miros și gust. Ai mirosit vreodată uleiuri esențiale pure, terapeutice? Știu că bea aștepți să le testezi. trimite un e-mail la altacalearongmail.com și îți voi garanta o experiență de gust și miros în același timp. Știi că noi avem un nas și două nări care sunt separate, dar o nară lucrează în permanență. Zice Kara Hoover, care este antropolog, biolog la Universitatea din Alaska și un expert în ale mirosului. Da, alternează. Când ești răcit, un or, o nară este înfundată și simțul mirosului pare că vine și pleacă. Pentru că atunci când e pe partea înfundată, tu nu poți mirosi nimic. Și când e pe partea prin care poți respira ușor, tu poți mirosi. Receptorii olfactivi sunt localizați peste tot în organism. Dar cercetătorii nu au reușit să înțeleagă funcțiile încă. Dar se crede că simțul mirosului ghidează sperma către ovul. Știi că sunt receptori olfactivi în prostată? Se crede că ei protejează de cancer. Avem receptori olfactivi în rinichi. Sunt peste tot. Probabil că au și tu că omul poate mirosi 10.000 de arome. Dar în cartea What the Nose Knows, Gilbert a găsit originea acestui mit. Un inginer s-a străduit să calculeze, s-a gândit la cifra asta și așa a ajuns să fie precitat din nou și din nou. Alt mit este că simțul mirosului nu este important. Lasă-mi un comentariu dacă știi pe cineva care e orb. Oamenii orbi nu au un simț al mirosului extra dezvoltat. Ei doar sunt un pic mai conștienți de el pentru că e important pentru ei să știe dacă e familiar sau nu. Au mai trecut pe acolo sau nu. Deci, simțul mirosului nu lucrează mai bine și din greu. Ei îl folosesc mai bine. Hai să-ți spun o poveste. Probabil că știi că băiețelul nostru cel mai mare a fost diagnosticat cu autism, este cu o întârziere mentală și copiii ăștia fac crize. Multe, multe. Când-ți lumea mai dragă. Și medicii din state nu au sfătuit ca atunci când el face o criză să îi dăm să miroase mentă. Pentru că menta șochează în bine sistemul. Adică ceva de genul... Oh, dar de ce plângeam eu? Și funcția amigdalei din creier. Probabil că știi de... Că atunci când trecem printr-o... Nu neapărat o traumă, dar o emoție puternică când suntem supărați, creierul nostru ce vrea să facă? Vrea să, să fugă, să zboare sau să înghețe. Ok, și amigdala este făcută să nu răspundă la auz și la simțul tactil. Adică dacă tu ai un copil care e supărat și trist și plânge și zici Hai, termină o dată sau hai, te rog, nu mai plânge sau vină la mamă, vină la mamă, ce s-a întâmplat? Copilul ăla care este în modul de gheață, care se gândește ori lupt, ori fug de aici, nu va răspunde la cuvintele tale pline de dureșie. Nu va răspunde la îmbrățișările tale. Va răspunde doar la un miros. Așa a fost lăsat de Dumnezeu să funcționeze. Și eram într-o seară când păițelul nostru a făcut o criză și chiar părea că nimic din ceea ce am zis auz sau tandrețe, tactil, funcționează. Și eram cu soțul meu și am dat să inhaleze un... aveam un ulei de imortelă la îndemână. Deci pun un ulei pe care l-am găsit la îndemână. În secunda 2 s-a potolit și a zis ce bine miroase! Dăm -mi să mănânc ceva! La care soțul meu era cu ochii cât cepele. Nu-i venea a crede. De ce? pentru că așa a lăsat Dumnezeu. Să răspundem doar la miros. Așa că de momentul acesta, iată o sticlă de portocală, de ulei de esențial de portocală. Ăla se spune că este uleiul bucuriei. Iar cu tine să la îngeantă tot timpul. Vor fi momente în care oamenii te vor supăra, care tu te vei supăra pe cineva, care vei fi tristă, vei fi poate fără speranță, dar asigură-te că îți iei uleiuri de calitate. Și mă refer aici nu la alea din plafar, din comerț, care îți de doi bani și nu au văzut planta. Asigură-te că le cumperi de la o companie care are ferme proprii. Mulțumesc că și astăzi ai fost alături de mine pe Sănătate pe altă cale. Lasă-mi un comentariu -l. Cu unul, un lucru pe care l-ai învățat astăzi și pentru a te bucura și tu de cele mai bune mirosuri din lume, trimite-mi un mesaj la aron@gmail.com Sunt Larisa Banks, pe curând!